a fost promovate dogmele referitoare la Duhul Sfânt. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, păcătorul, care din Tatăl purcere, celălalt ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Tot acolo s-a mai instituit sau mai dogmatizat sau, cum se spune, s-a legiferat învățătura despre biserică, despre învierea morților și despre viața cea veșnică. Mai cred în, și acum se arată atribuțiile bisericii, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Și să le luăm pe fiecare dintre ele. Unicitatea bisericii, trupul lui Hristos este unul, prin urmare, el este capul acestui trup, după cum spune Sfânta Scriptură, și implicit nu avem nicio altă șansă să credem că există mai mult de o singură biserică. Există, din nefericire, o singură biserică cu o mare schismă. În 1054, când s-a despărțit apusul de răsărit, după aceea, cu o sumedenie de biserici protestante apărute în secolul 16-17 până în secolul 18, iar din secolul 19 încoace o puzderie de secte neoprotestante, care fiecare dintre ele se consideră unica și cea mai bună dintre toate bisericile posibile. Ăsta e creștinismul. O singură religie cu o grămadă de despărțituri, schisme și secte. În felul acesta trebuie primit creștinismul. Și când vorbim de sectă, nu trebuie să socotim lucru ca un peorativ, adică ca ceva depreciator. Nu, ci o orientare în interiorul bisericii care se taie, se autosectează. De aici vine sectă, de la secosecare, care înseamnă tăietură. Sau despărțitură din interiorul bisericii, pentru că li se pare că învățătura lor nu se potrivește cu învățătura din veci a bisericii și promovează o nouă sau o altă învățătură. Deci nu trebuie privit nici în sens depreciativ, dar trebuie spus adevărul. Adevărul este cel care ne lasă Mântuitorul Iisus Hristos, nu adevărul pe care îl vreau oamenii. Oamenii pot să preie toate adevărurile, fiecare are adevărul lui. Și dacă ascult pe unul, se pare că el are dreptate, după aceea l-a ascult pe celălalt, se pare că el are dreptate. Și așa s-a creat, datorită libertății, situația nefericită din creștini. Să trecem acum la al treilea sinod ecumenic, care s-a ținut de data aceasta la Efes. Bine știut, fiindcă unii dintre creștinii noștri români ortodoxi care încep să călătorească, au fost energii în Efes, undeva în Asia Mică, și au văzut că acolo este Marea Biserică și mormântul Măicuței Sfinte. Sunt multe biserici închinate Măicuței Sfinte. În zona aceasta pe care o țin turci în momentul de față, o sumedenie de biserici străvechi au ajuns, fie magazii, fie au fost transformate în moschei, și atunci arată bine cum este vorba de Marea Biserică Sfânta Sofia din Constantinopol pe vremea lui Justinian din 535, când Justinian, străromânul, cel născut de atâtea ori v-am spus și vă mai spun ca să țineți minte de el. Și o să vă mai citesc din novela a noua, o lege a lui Justinian prin care el se mândrește că e român. Și noi nu spunem copiilor noștri în cartea de istorie că l-am avut pe Justinian român și vorbește despre România, despre țara lui, fericita mea patrie în care Dumnezeu a vrut să vin eu în lume. Deci Marea Catedrală a lui Justinian, pe care sfințind-o a rostit celebrele cuvinte: mulțumesc lui Dumnezeu care m-a dus în această lume ca să pot să-mi făptesc asemenea minune. O, Solomane, te-am întrecut, te-am învins. Am făcut ceva care depășește templul tău din Ierusalim. Această biserică, în 1453, deci la 900 de ani de la momentul în care a creat-o, 920 de ani de la momentul în care a creat-o Justinian, și care a văzut toate splendorile ortodoxiei răsăritene în primul mileniu, ale strămoșilor noștri, aceasta și decătările noastre, pentru că au venit slavii și a fost teribil. Dintr-o parte au venit slavii, din partea cealaltă au venit popoarele acestea asiatice, turcii mai nou, dar arabii, au fost bătălii teribile cu țările dintre Tigru și Eufrat, se cunosc foarte multe invazii ale perșilor care au distrus creștinismul, și totuși Imperiul Bizantin l-a recreat, l-a reclădit, el a fost o pauză teribilă. Acest imperiu, deci, a făcut și cele 7 sinode ecumenice, în Efes s-a făcut al treilea sinod ecumenic
în care se vorbea despre firea umenească și firea dumnezească a Mântuitorului Iisus Hristos. Și implicit din aceasta, ce a născut Fecioară Maria? Pe Dumnezeu sau a născut doar partea omenească din ceea ce se numește dumnezeire? Și pe baza textului din Sfânta Scriptură, care spune în convorbirea Sfintei Fecioare Maria în Luca, căutați 1, cu Sfânta Elisabeta, Sfânta Elisabeta o numește, de fapt, Maica Domnului, înainte de a naște pe Mântuitorul. Și pe baza aceasta, noi avem învățătura până în ziua de astăzi că Maicuța Sfântă este Maica lui Dumnezeu. Maica Domnului. Zice, de unde cinste aceasta pentru mine ca să intre în casa mea Maica Domnului meu? Deci este învățătura definitivă și clară referitoare la aceasta. După aceea au mai fost încă celelalte sinoade referitoare, deci la Deofințimia în Sfânta Trăime, referitoare la Duhul Sfânt, referitoare învățăturie, referitoare la firile Mântuitorului. După aceea a fost un sinod la Calcedon. În Calcedon s-a vorbit despre voințele care există Mântuitorul nostru Iisus Hristos și s-a spus că există numai voința divină. Voința umană ar fi fost anihilată definitiv de către voința divină din Mântuitorul. Ori, la Calcedon s-a ajuns la învățătura cum că în Hristos există două voințe, o voință omenească și o voință dumnezeiască, după cum sunt și două naturi, o natură omenească și o natură dumnezeiască, care nu sunt nici despărțite, nici unite total, ci fiecare își transmite una altaia atât doleanțele cât și înfăptuirile și să iau deciziile de către o singură persoană. Hristos este o singură persoană, dar cu două voințe și diferite și cu două naturi diferite, o natură omenească și o natură dumnezeiască. Este înscris în Scriptură Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu. Datorită sinodului de la Calcedon, o parte mai ales din biserica armeană și biserica din Egipt s-a despărțit de biserica noastră ortodoxă, care cuprindea în sine atunci atât biserica din Bizant, care era atot stăpânitor la vremea respectivă, dar și din Roma, care era deja căzută sub vandal și era într-o situație jalnică Roma la vremea respectivă. Biserica Romei și Biserica Bizanțului au mărturisit ortodoxia la vremea respectivă. Acum am trecut cu ușurință peste calității bisericii, una sfântă, una am zis că este unul Hristos, capul bisericii. Biserica nu are alt cap decât pe Hristos, iar toți preoții și creștinii sunt slujitori al lui Dumnezeu, unul pentru altul și pentru Dumnezeu. După aceea, sfințenia bisericii. Dacă o biserică nu are atributele acestea fundamentale, între care sfințenia, și nu transmite sfințenia lui Dumnezeu ca ca ce izvorăște din Dumnezeu și este dat bisericii spre administrare, nu va reuși niciodată să fie biserica. Acolo unde nu este sfințire și unde nu este sfințenie, nu este biserica. Trebuie să fie foarte clar. Unde nu este sfințire, sfințire nu e biserica. Că Dumnezeu este sfânt și El transmite prin biserica sa, care este trupul său, sfințenia. Mai mult decât atât, sub unicitatea